Vreau să încep acest video prin a-ți mulțumi. Am ajuns la 10.000 de subscriberi pe YouTube și îți mulțumesc că m-ai suportat în tot acest timp și sper în continuare să aceste videouri să aibă sens pentru tine și să mă suporți în continuare, ba chiar să găsești în aceste videouri ceva valoare. Astăzi m-am gândit că ar fi interesant să fac foarte pe scurt, cât pot eu de pe scurt, un video despre colecția mea de parfumuri, mai ales că cred că ăsta e cel mai cerut video când vine vorba de mine. Și de asemenea, dacă tot am ajuns la 10.000, am zis să fac și un giveaway. Și în ce constă asta, ar trebui aici să lași un comentariu în secțiunea de comentarii, evident, de pe YouTube. Și vor fi 3 câștigători. Primul va primi un Versace Rose Flame, iar ceilalți 2 vor primi niște parfumuri din colecția mea. Așa că eu îți mulțumesc din nou că ai fost alături de mine și nu mai vreau să-ți pierd timpul. Haideți să trecem deja la parfumuri. Să începem cu Salvatore Ferragamo Uomo Signature, un parfum de vreme rece excelent, o combinație de cafea cu piele, e destul de dulce, e foarte persistent, are proiecție bună și nu costă foarte mult. L-am în colecție de ceva timp și cred că o să mai rămână, chiar dacă are doar 30 de ml. Lalica în crănoar, ți-am mai spus de multe ori despre el, sunt multe video-uri, ideea e că e un parfum întunecos care miroase puternic a lemn, miroase a vetiver, miroase a pădure întunecoasă și cred eu că așa, probabil așa miroase Batman. Apoi Yves Saint Laurent La Nuit de l'Homme. E clar că parfumul ăsta îi se datorează lui Jeremy, adică prezența lui aici se datorează lui Jeremy. Ideea e că parfumul miroase foarte bine, dar performanțele lui sunt de 3 ore și ceva. Dar la 3 ore chiar miroase bine. Și l-am și pe Yves Saint Laurent La Nuit de l'Homme Le Parfum, care nu e la fel de efervescent, parcă nu e la fel de bun din punct de vedere al mirosului, dar are performanțele un pic mai bune. Asta înseamnă un 4 ore și ceva, 5 ore, poate chiar un pic mai mult. Avem aici și unul arabesc, este Sayad Al Kulob de la Ardal Zafaran, dar e greu de spus lucrul ăsta. Ideea e că mulți oameni spun că e o clonă de Bleu de Chanel. Mie nu mi se pare un parfum fresh și asta e interesant, că e un parfum arabesc fresh. Guerlain L'Homme Ideal Intense, care e unul dintre parfumurile mele preferate de vreme rece. Îmi plăcea înainte L'Homme Ideal Simplu, dar acesta l-a detronat. Parcă are puțin mai multă profunzime și de-aia adevărat că nu mai are mirosul acela de cireșe, dar o notă în plus de fum, care îl face mai interesant și parcă e și un pic mai elegant. Și până acum îmi plăcea foarte mult L'Homme Ideal, în varianta Eau de Parfum, cu nota aceea de migdale combinată cu cireșe. Îl am în sticla veche, cea cu marginile colorate. L-am cumpărat tester de pe parfum acum vreo 2 ani, cred. Ideea e că parfumul ăsta e bun, dar Intense mi se pare un pic mai bun. Unul dintre parfumurile mele preferate este clar Dior Fahrenheit Le Parfum, o variantă mai dulce, parcă mai puțin mirositoare a benzină sau a motorină, dar cu o persistență considerabil mai bună. E un parfum puternic și e genul de parfum pe care nu trebuie să-ți pulverizezi foarte mult din el ca să se simtă puternic în jur. Stronger With You Absolutely, adică Stronger With You meu preferat, mi se pare că e ceva mai matur decât celelalte Stronger With You, deși din punct de vedere al performanțelor nu e cel mai bun. Intensely este cel mai bun, dar asta e un pic mai matur având o notă de rom, lucru care îl face un pic mai misterios, mi se pare mie. Issey-Miyake L'Odyssée Pour Homme. Parfumul ăsta e destul de neobișnuit, e un parfum fresh cu o notă destul de importantă de tămâie, așa că nu va fi pe gustul oricui, nici eu nu-l folosesc chiar atât de des, dar am remarcat la el că totuși e persistent. Mi se pare totuși că are ceva în el care e puțin amar, tămâia, adică mirosul pare să fie un pic amar. Aici l-am pe Coach for Men, un miros foarte plăcut, un gel de duș cu pară, e un parfum excelent de sală, și mi se pare că asta e maxima lui întrebuințare, pentru că din punct de vedere al performanțelor nu e foarte bun, dar mirosul în sine foarte plăcut. Alien Man Fusion e un parfum neobișnuit, ți-am mai spus de multe ori despre el, se duce cu mirosul spre o cafea. Îmi spunea Titus zilele trecute că e o cafea mai fantasy și așa e, nu e o cafea neapărat foarte naturală, dar e o idee de cafea. Tot parfumul miroase, numele îi se potrivește, adică e destul de alien. L-am aici pe original Stronger With You, mi-a plăcut de când l-am mirosit prima oară, e o combinație de castane cu vanilie, un parfum foarte bun de vreme rece. Ce ar fi de spus e că multă lume spune că în formulările recente nu mai e la fel de persistent. Acum vreo 3 ani, aproximativ 2 ani și jumătate, era foarte puternic. Mugler, Amen, Angel Man, putem să-i spunem oricum în principiu, ideea e că e un parfum dulce, e un parfum foarte dulce, are în el tot felul de note, printre care patchouli, caramel, e aproape gurmand, dar dacă îți plac parfumurile dulce, acesta e opțiune bună, la fel s-ar putea să nu mai fie la fel de persistent ca pe vremuri.
În schimb, foarte persistent este Moschino Toy Boy, doar că trebuie să fii atent să-ți placă mirosul de trandafir, pentru că e nota care domină tot mirosul ăsta. Mai are și alte lucruri în el, are și ceva note de rășini, dar per total trandafirul te va însoți în cea mai mare parte a purtării. Prada Amber Pour Homme e o descoperire pe care am făcut-o anul ăsta și e absolut fantastic. E un parfum care miroase acurat, a săpun. E eticheta Prada, așa fac ei parfumurile. Dar ăsta e dus la extrem, în sensul că s-ar putea să nu fie pe gustul unor oameni, pentru că e mirosul ăsta de curat fără altceva. E genul de parfum pe care îl folosești bine la școală, la un interviu, într-o situație profesională în general. Dior Homme Sport, cel mai puțin Dior Homme din toată gama, e mai citric, are ceva lavandă. Nu e un parfum rău, dar în cele din urmă mi se pare că ar fi putut să primească alt nume. Cred că se încadra un pic mai bine în gama aceea cu Higher Energy și cu Energy. De asemenea, performanțele sale pe pielea mea nu sunt cele mai bune. Din toate parfumurile Mandarina Duck pe care le-am avut, îl mai am doar pe Black. Un parfum de vreme rece cu vanilie. Mi se pare că nu e extraordinar, dar nu e nici rău. E pur și simplu un parfum, hai să zicem, un pic seducător de buget de vreme rece. Apoi Davidoff Hot Water, un parfum care mă frustrează un pic. Pe de o parte e mirosul, care îmi place, e interesant, conține chiar și absint. Pe de altă parte sunt performanțele, care nu sunt chiar bune. Dar te cam aștepți la asta de la Davidoff, dar cumva tot te frustrează. Korlof No Ordinary Man parcă are un nume destul de potrivit cu ceea ce oferă. Oferă un miros destul de interesant, cu piele, e destul de dark el așa, dar are și ceva elegant în el. Mi se pare că e un parfum care s-ar potrivi destul de bine și lui James Bond. Singura lui problemă e că n-are o proiecție foarte puternică. Persistența, în schimb, e bună. Dunhill Icon Elite e o explozie de lemn, dar parcă nu e la fel de dark cum e în Ancre Noir, e ceva mai mult dus în zona elegantă, e o combinație de mai multe lemne, are ceva foarte ușor dulce în el, dar cel mai mult aș spune că e un parfum tot ceva mai întunecos, dar parcă nu atât de întunecos. L-am încercat și pe Azzaro Chrome Intense, care nu e deloc rău. E un parfum neobișnuit, cu o deschidere cu ghimbir, doar că denumirea Intense m-a indus un pic în eroare. Credeam că o să fie un Azzaro Chrome dus departe, foarte persistent, foarte puternic, dar e, hai să zicem, moderat și foarte civilizat în ceea ce îi privește mirosul. Kim by Hana Emori îmi dă sentimente amestecate. Pe de o parte îmi place, e un miros interesant, bărbătesc de vreme mai rece, pe de altă parte parcă are ceva ușor nostalgic în el și nu vine să-l port de multe ori, dar pe total e un parfum bun care nu costă mult atunci când îl găsești și are și performanțe bune. L-am în continuare pe John Varvatos Dark Rebel Rider. Atunci când l-am luat, am fost destul de impresionat de ce se întâmpla. Nu neapărat în bine, dar m-a luat prin surprindere mirosul ăsta. E întunecos, e plin de rășini, poate să miroase un pic a cauciuc. E ceva destul de neobișnuit la el și cred că o să-l păstrez tocmai pentru că e neobișnuit, deși nu-l port foarte mult. Apoi la recomandarea ta insistentă, Ghizada Ambassador, un parfum bărbătesc cu mango. Și trebuie să spun că îmi place. Nu e cel mai creativ parfum din lume, nu e... Nu știu cum să spun, cred că atunci când vedeam descrierea lui mă așteptam la ceva mai mult. Dar totuși am primit un parfum pentru oricând, cam oriunde, mai mult în vreme rece aș spune, cu mango, ceea ce nu e rău deloc. Și are și performanțe bune. Perasasi Dariș Pour Homme, nu pot să-l cataloghez încă, l-am folosit un pic, dar parcă ceva din el nu e genul meu. Adică e un parfum arabesc care n-are pornirea foarte arabească, dar totuși are ceva în atunci când rămâne pe piele care nu-mi place foarte mult. Apoi ar fi aici Dior Homme, care și el de-a lungul vieții sale a trecut prin ceva reformulări și a ajuns într-un punct în care nu mai este chiar atât de persistent și de asemenea nu mai are iris. Nu mai e la fel de elegant, e o variantă ok de purtat, are o oarecare eleganță, dar repet, nu are cele mai bune performanțe. Și deși același lucru se spune și despre Dior Homme Intense, mi se pare că parfumul ăsta încă se comportă onorabil, adică pe pielea mea am un 7 ore de persistență cu o proiecție decentă. Nu are o proiecție foarte puternică pentru că în definitiv se vrea un parfum ceva mai elegant. E foarte bogat în iris,
care e un pic îndulcit și are și apoi o bază lemnoasă. Pe total mi se pare un parfum foarte bun, dar înainte era considerabil mai persistent. Apoi Azzaro Wanted by Night, un parfum care cred că e interesant de avut. E un miros puțin neașteptat pentru Azzaro, e foarte plăcut, e un parfum bun de seară, de vreme rece și are și performanțe bune, ceea ce m-a atras la el. E o combinație de tutun cu ceva citrice, cu ceva scorțișoară, pe total cred că e un parfum care merită atenție. Davidoff Adventure e un parfum interesant de primăvară, dar are din păcate blestemul Davidoff, ceea ce înseamnă că performanțele sale nu sunt chiar ce ți-ai dori să fie. Ceea ce e destul de trist, că mirosul e destul de plăcut. Apoi Philip Lyon No Limits. Un parfum cu care mi-a luat ceva timp să mă obișnuiesc, dar acum a ajuns să-mi plac. Are o piele dură în el, care apoi se duce spre ciocolata amărui. E o combinație pe care n-am găsit-o cel puțin în zona de designer în alte parfumuri și mi se pare interesant. Deci dacă îți place nota de piele și îți place nota aia de piele dură, cum e în Gucci Guilty Absolut, parfumul ăsta merită puțin atenție. Mai am și ceva Million Privé, cel mai bun Million, care aparent nu se mai produce. Un parfum care pe mine mă duce cu gândul la sărbători și văzând cât am folosit din el în aproximativ 2 ani, cred că o să-l mai am încă destul de mult timp. Apoi o altă descoperire din acest an, Costum Național Om. Un parfum foarte persistent, dulce, elegant, cu o notă importantă de cuișoare, combinată cu scorțișoare. Dacă totuși nu-ți place mirosul de cuișoare, să știi că aici sunt multe și parfumul ăsta nu va fi pe gustul tău. Nu-l folosesc atât de mult, dar îmi place cum miroase. Este vorba despre Marco Cerussi The Man Trust. E un parfum elegant, cu o pornire ușor sexy. Mi se pare că merită atenție, mai ales dacă îl găsești la un preț mai bun. Pe Purixes Night nu l-am mai folosit de mult timp. A rămas foarte puțin în sticlă și cumva n-a mai fost cazul să-l folosesc. Dacă au un parfum cu caramel, destul de persistent, pe care să-l folosești seara, că night, e opțiunea interesantă. Deci dacă îți plac parfumurile dulci, poți să arunci o privire spre el. Tot anul ăsta am dat și peste Paco Rabanne Phantom, o combinație destul de bogată, să spunem, de lavandă cu vanilie și cu aje de portocale. Bogată în vanilie și în lavandă. Nu e un parfum rău, dar pentru un parfum care a fost prezentat ca fiind o inovație, mă așteptam la ceva mai mult. Apoi Trussard di Uomo d'Arredo, un parfum ieftin care e totuși interesant, combină ceva coniac cu tonka, e dulce, e plăcut, e ca o îmbrățișare călduroasă într-o zi rece și cred că merită și el puțin atenție. Carolina Herrera Men Privé, o altă sursă de frustrare, o combinație bună de piele cu whisky, dar din păcate performanțele sale nu sunt extrem de bune. De fapt, dintre parfumurile Carolina Herrera, mi se pare că majoritatea merg în zona asta cu performanțe ceva mai frustrante. Bulgari Men in Black e un parfum de care m-am îndrăgostit repede atunci când l-am mirosit și mi se pare fantastic în perioada sărbătorilor. Mă duce cu gândul exact la sărbători, într-o variantă un pic mai elegantă, pentru că undeva în fundal are și o notă de piele. Ce-i de spus despre Men in Black e că n-are cea mai bună persistență. Pe de altă parte, Cod Absolut o are. E și la proiecție, stă destul de bine, deși n-aș spune că e cel mai monstruos parfum din lume, dar e destul de puternic. E o combinație de vanilie cu rom și cu tonka. Deci un parfum dulce pe care să-l folosești în orice zi răcoroasă. Și tot în acest an a apărut de la Jean Paul Gaultier Scandal Puro, un parfum care pur și simplu nu m-a impresionat pentru că în timp ce îl miros îmi dă senzația că a fost făcut doar pentru bani. E un parfum dulce care nu se întâmplă mult mai multe lucruri. Totuși, dacă te gândești la el de la distanță, să spunem, e un parfum dulce, persistent, cu proiecție bună. Deci cam bifează toate căsuțele pe care le caută lumea în general. L-am aici și pe Dolce & Gabbana Light Blue O Intense, un parfum fantastic de vreme caldă din care am folosit ceva în această vară. Mi se pare că miroase precum o combinație între mare și citrice și pe pielea mea are și o persistență bună. Aici l-am pe Bentley Infinite Intense, care probabil că nu este cea mai bună creație a la leak pentru Bentley, dar e totuși un parfum destul de bun de primăvară care te duce cu gândul la o plimbare în natură.
Din nostalgie l-am păstrat pe Christian Dior O Sauvage. Ăsta e cumva începutul gamei, o combinație de lavandă cu citrice. E un parfum foarte fresh, dar mie mi se pare că are ceva nostalgic în el și de asta nu se potrivește atât de bine cu personalitatea mea. Totuși, nu e un parfum rău deloc și în perioada caldă, la o cămașă albă sau la un tricou, s-ar putea să potrivească chiar bine. Pe la Liclin Sumi nu l-am folosit atât de mult. E un parfum interesant, dar n-am rezonat atât de bine cu el. Din acest motiv, sticla este aproape plină. E abordarea la Lic pentru un parfum ceva mai fresh, dar în care e adăugată și o notă de rom. Deci cumva neașteptat, dar nu am găsit o întrebuințare clară până acum. Tanhill Desire a fost un cadou și e un parfum interesant, dar pe pielea mea n-are cele mai bune performanțe. E ceva ușor old school în el, dar oarecum actualizat mirosul. Mi se pare că toate creațiile Dunhill sunt ceva mai neașteptate și ăsta se înscrie în categoria asta, dar fiind totuși în zona mai cu minte. Apoi L'Homme Ideal Cool de la Guerlain, o combinație de migdale cu mentă făcută într-un mod mai sintetic. Să-ți spun sincer, nu mă deranjează, dar ce-i drept în L'Homme Ideal Colon, rezultatul era ceva mai bun. Mi se pare că acesta e înlocuitorul lui. Îmi place în vreme caldă, dar se putea ca totul să meargă într-o zonă un pic mai naturală. Asta mi se pare că uneori merge spre paste din țapă de gură. Am în continuare pe Ajmal Avid, un parfum ieftin, care nu știu dacă se mai găsește totuși, dar atunci când l-am cumpărat, pentru 90 de mililitri, am dat cam 100 de lei și miroase a suc de fructe. Și după cum te uiți la designul ăsta de cub de gheață, e fresh, e răcoritor, e genul de parfum pe care să-l folosești foarte lejer în perioada caldă, indiferent de vârstă. Îl am pe Bulgari Aquamarin, un parfum de vreme caldă care nu are cele mai bune performanțe, dar atât timp cât miroase pe pielea ta, miroase bine. Miroase apă, miroase... A sunat ciudat asta. Vă zic că te duce cu gândul la experiență care implică apa cu ceva alge de mare, e foarte răcoritor și totuși are o pornire ușor dulce. E un parfum interesant, dar, repet, nu are cele mai bune performanțe din lume. Performanțe mult mai bune le avea, că în principiu nu se mai găsește, Bulgari Aqua Amara. Dar și aici publicul lui țint a fost destul de mult împărțit în două categorii, pentru că unii oameni spuneau că atunci când îl pulverizează, nu primesc explozia de citrice și cu ceva amar, ci un miros de ouă clocite. Din fericire, eu n-am problema asta, dar încerc să țin de el, că nu mai am foarte mult. De la Zara l-am pe Morning Sunray în Sevilla și motivul pentru care l-am luat e că este făcut în colaborare cu Alberto Morias, așa că e un parfum ceva mai diferit de ce fac Zara de obicei. Mi se pare că ei iau niște parfumuri, le clonează oarecum și le fac la un preț mic, neavând performanțe foarte bune. Bine, nici acesta nu are cea mai bună performanță, dar mirosul său chiar te duce cu gândul la o dimineață în care aproape poți să simți roa pe iarbă. Nu știu dacă așa e în Sevilla, dar... O altă experiență care mă duce cu gândul la lucruri complexe este Tom Ford Costa Azura, un parfum fantastic de vreme caldă, care mi se pare că evoluează de la un miros de arbori, de vegetație, spre un miros de malul mării, piele bronzată, loțiune de protecție solară. Și el spune în acest fel o poveste, lucru care îmi place. În cutia asta l-am pe Rasasi Tobacco Blaze, care nu e un parfum rău deloc, mai ales dacă îți place combinația de tutun cu piele. Nu se duce într-o zonă foarte arabească, are o pornire, dar nu atât de mult încât te-ai aștepta când vezi sticla și cutia asta. Pe total, e o experiență plăcută, doar că nu este un parfum arabesc ieftin, așa cum te-ai obișnuit când zici arabesc să coste 50-60, ăsta merge spre 300 și poate chiar mai mult. A revenit în colecția mea și Dior Fahrenheit Eau de Toilette, un parfum care mi-a plăcut întotdeauna. De fapt, cu el a început toată treaba asta, care în punctul ăsta mi se pare că e mai mult nebunie. Bine că ține masa. Ideea e că parfumul ăsta e neobișnuit. Miroase a motorină, asta datorită frunzelor de violetă. Bine, unii oameni spun că miroase a motorină. Ideea e că e neașteptat și e neașteptat în special în spectrul de designer și nu multă lume i-a clonat mirosul, așa că atunci când îl porți, miroși destul de original. Îl am aici și pe Marco Serussi Harmony Man, un parfum care duce puțin cu gândul spre Cartier Declaration, doar că din fericire pe pielea mea asta se comportă un pic mai bine, în sensul că e și un pic mai persistent și de asemenea că nu face reacția chimică care mă face să miros a transpirație. Apoi Montblanc Explore,
o clonă de Creed Aventus, care a primit un pic de personalitate la final, cu o bază care se îndulcește un pic mai mult. Diesel Bad Intense, un parfum de vreme rece cu performanțe bune și o notă, zic oamenii de pe Fragrantica, de caviar. Nu sunt sigur dacă într-adevăr miroase a caviar, dar parcă miroase un pic mai interesant decât un parfum oarecare dulce de vreme rece. La Mansera nu s-au întâmplat cine știe ce schimbări, nu-l mai am în colecție pe Red Tobacco, pentru că un prieten a fost foarte fascinat de el și acum e la el. Îl am în continuare pe Cedrat Boise, aparent așa se pronunță, deci am învățat un lucru anul ăsta. Îl am pe Oud Lemon Mint, care nu e chiar genul meu, mi se pare că s-ar potrivi mai bine Raluca-i. L-am purtat și eu de câteva ori, dar parcă nu e exact ce mi-aș dori, așa cum e de exemplu Oud Blue Notes, care mi se pare că e un cocktail intergalactic, un parfum foarte efervescent care îmi place mult, și apoi ar fi și Windwood. S-ar putea că ăsta să fie unul dintre preferatele mele de la Mansera. E un parfum de primăvară care are în el ceva piele, ceva tonuri verzi. E foarte fresh și mi se pare că se potrivește foarte bine într-un mediu de birou. De asemenea, are performanțe foarte bune. Am fost găcit și n-am vrut să-l iau pe Dune de la Dior, așa că l-am luat pe M de la Banana Republic, care miroase aproximativ la fel, ok, nu e o clonă 1 la 1, dar în mod surprinzător are performanțe un pic mai bune. Nu dramatic, dar un pic mai bune. E un floral citric interesant. Aici este Rams Latafa Silver, o clonă nu extraordinar de bună, dacă ar prinde esența, de ultramal de la Jean-Paul Gaultier. Adică se simte că toate ingredientele nu sunt de, hai să zicem, la fel de bună calitate, deși probabil că nu sunt eu persoana care să judece asta. Ideea e că miroase oarecum a ultramal, doar că mai sintetic. Partea bună e că pe piele, după 15, 20, 30 de minute, începe să semene destul de bine. Am uitat că l-am și pe Mansera cu un Catwood, care e un fel de, hai să zicem, Ter d'Hermes, dar parcă mai delicat puțin, nu știu cum să explic, parcă n-are aceeași eleganță, dar e un pic mai relaxat, e un vetiver combinat cu grapefruit și cu flori. De fapt, cred că mai bine ar fi să-l compar cu Red Vetiver de la Montal, care e o combinație de vetiver cu grapefruit, destul de, hai să zicem, e mai puternică decât Ter d'Hermes, dar parcă mai puțin rafinată. Aici, datorită unor note florale, lucrurile s-au mai liniștit puțin. Și dacă tot am ajuns la Montal, l-am și pe Aqua Gold, o combinație fresh citrică cu mult mosc. Îl am pe Oud Leather, care îmi place foarte mult. Oudul nu e foarte prezent aici, așa cum te aștepți la Montal, în schimb pielea este, doar că ea este relaxată, să spunem, de ceva citrice și de ambergris. Și l-am și pe Montal Vetiver Patchouli, care exact cum spune numele, conține vetiver și patchouli. Mult patchouli, și s-ar putea ca nota asta să fie mult pentru tine, așa că dacă nu-ți place patchouli, nu cred că e chiar de încercat. Dacă îți place, o să fie o experiență foarte interesantă. Aici l-am pe Azzaro Wanted Tonic. Nu știam că aveau de gând să facă un parfum fresh, dar le-a ieșit destul de interesant. Mi se pare că nu are foarte mare legătură cu gama Azzaro Wanted, cu toate astea nu e rău deloc în vreme cald. Totuși, de asemenea, spre diferență de gama Wanted, nu are cele mai bune performanțe, dar parcă are o pornire spre apă tonică, adică poți să găsești asta aici. Spre sfârșitul anului l-am adăugat și pe Franck Boclet Tobacco, un parfum care mi s-a părut absolut fantastic. E o combinație de prună cu tutun, e ca și cum miroși un vin fiert peste care s-a adăugat tutun și unii oameni spun că seamănă destul de mult cu Tobacco Vanille, ceea ce e adevărat, dar parcă nu exagerează atât de mult pe zona dulce. În schimb, exagerează mult, adică merge foarte mult în zona dulce, Elisheva de la Emotioni Fragrances. Asta e un parfum foarte interesant, deși eu nu-l folosesc atât de mult pentru că mi se pare că se pretează mai bine pentru oia, în cazul de față pentru Raluca. Are fructe, are vanilie, e unisex, e genul de parfum pe care unii bărbați pot să-l poarte, dar mie mi se pare că nu mă simt eu în largul meu cu el. Dar ce am observat la el atunci când l-am folosit, e care are niște performanțe incredibil de bune.
Am fost surprins să descoper că încă l-am pe Mont Blanc Legend. E unul dintre parfumurile mele preferate de, sau era unul dintre parfumurile mele preferate de oricând, oriunde. În ultimul an nu l-am mai folosit și chiar credeam că nu-l mai am. Mi se pare un parfum bun de birou, dar unii oameni mi-au spus că are miros cam învechit. Unul dintre puținele Calvin Klein pe care le-am este Contradiction for Men, un parfum care mi se pare că are o pornire foarte clară barbershop, pare multă lavandă, dar din păcate nu are cele mai bune performanțe, exact cum se întâmplă adesea la Calvin Klein. Și că tot ziceam de asta, am și aceste două Calvin Klein, One și One Shock. One e un parfum fresh pe care nu-l prea folosesc pentru că dispare repede pe piele. One Shock, pe de altă parte, e o opțiune interesantă de vreme rece cu performanțe decente. Bine, decente pentru Calvin Klein. Asta înseamnă că pe mine stă undeva înspre 4 ore. Dar mult surprinzător la cât de puțin costă parfumul ăsta, lumea pare să-l remarce. Moschino Forever Sailing, un parfum oarecum neobișnuit de vreme caldă. N-are note acvatice, n-are foarte multe citrice, are în schimb mentă și are ienupăr. Asta îl face să fie un miros la care nu te așteptai și pe pielea mea se comportă și bine. După multe clipuri de ale lui Jeremy și recomandări de ale tare, l-am cumpărat și pe Jaguar Pace, care nu e rău, e un miros de gel de duș. Da. Pe pielea mea are o persistență foarte scăzută. Pe de altă parte, nu pot fi foarte supărat că nu cred că am dat mai mult de 45 de lei pe el. Îl am și pe Armaf Craze, de care mă iau întotdeauna pentru că această sticlă efectiv se dezmembrează atunci când deschizi, lipsesc anumite bucăți, dar nu e o clonă deloc rea de parfum de Marley Pegasus. Se putea mai bine? Da, se putea mai bine, dar dat fiind faptul că dai vreo 90-100 de lei, nu e rău deloc. Îl am și pe Saint Dupont Golden Wood, pe care probabil nu te aștepta, îl simt ca pe un miros de piele. Asta pentru că mă așteptam să fie mult mai puternic lemnos. Ce e de spus despre el e că, deși e unisex, mi se pare că înclină mai mult într-o zonă masculină cu pielea asta multă. Mai am și Zara, am în continuare Night Pour Homme 3, care chiar mi s-a părut întotdeauna un parfum interesant cu iris și Zara a făcut o treabă bună cu el. Am Jacques Bogart Silver Scent Pure, care mie miroase a Fanta Madness cu mentă. Și asta nu e un lucru rău deloc. E sintetic, dar e vreo 70 ceva, 100 de lei maxim. L-am în continuare pe Jacques Bogart Riviera Nights, un parfum care mi se pare interesant, care miroase a săpun Irish Spring, nu știu dacă asta are sens pentru tine neapărat, dar nu e rău deloc, deși nu-l folosesc foarte des. Recent l-am luat și pe Tom Ford Noir Anthracite, care încă nu m-am hotărât în legătură cu el. E un parfum neobișnuit clar, e un parfum care are o notă curată, peste care pare să aibă pietriș, ciment. E o experiență total neobișnuită, cel puțin pentru mine. Mă așteptam la un fel de noir mai făcut cumva mai dark, dar aici am primit o experiență total neașteptată. Probabil că o să revin cu un review complet în curând. Și că ziceam de Tom Ford, l-am și pe Ombre Leather, un parfum destul de, hai să zicem, lejer cu piele, dar are totuși o notă importantă de piele în el, lucru care îl face să fie, cred că e unul dintre cele mai purtabile parfumuri cu piele. Adică nu te duci ca în cazul lui Task and Leather pe piele extrem de puternică. În continuare vei mirosi a geacă de piele sau a interior de mașină nouă, dar parcă e și ceva mai dulce, mai plăcut în el, un aspect floral. Îl am și pe Prada L'Homme Intense, un parfum de vreme rece, care aparent nu se mai produce sau se găsește mai greu. Ideea e că e cea mai dulce variantă de Prada L'Homme și o combinație interesantă de iris cu o pornire dulce. Mi se pare că în perioada asta merge foarte bine, mai ales când te îmbraci un pic mai elegant și are și probabil cele mai bune performanțe din gama O. Îl am pe Prada Luna Rosa Carbon, care e un fel de sauvaj, dar ceva mai delicat și mai elegant. Mai am o Zara, l-am pe Tobacco Collection, Intense Dark Exclusive din Tobacco Collection, un parfum care se inspiră dintr-un Carolina Herrera, un 212 Men VIP, dacă nu mă înșel, are combinația de tutun cu măr. Nu e rău deloc, dar n-am apucat să-l folosesc atât de mult de când îl am.
Îl am și pe Valentino Uomo Intens, un parfum care îi face concurență clară lui Dior Homme Intens. Amândouă au iris mult, amândouă merg în cam aceeași direcție, dar au diferite subtilități unul față de celălalt. Bentley for Men Intens, piele, tămâie, rom. Nu e un parfum rău deloc și mi se pare că ar merita să coste mai mult decât costă acum. Bine, asta e prețul pe care îl vezi pe Notino. Dacă l-ai cumpărat chiar de la Bentley, ar fi considerabil mai mult. În ultimul timp, lumea mi-a mai spus lucruri și nu neapărat bune despre el, dar eu în continuare consider că e un parfum destul de bun și accesibil. Zara Vetiver pe un Pamplemousse, ți-am spus de mai multe ori despre el, că e un parfum minunat de vreme caldă, cu mult grapefruit, cu mandarină, parcă se duce spre pomelo. Vetiverul nu e foarte bine reprezentat aici, dar există totuși undeva așa ca idee. Tot cu piele este și Vourve Craft Noir, un parfum arabesc care nu costă mult și care e așa un fel de combinație de Tom Ford Ombre Leather cu Tuscan Leather, e undeva la mijlocul lor, adică nu are o piele nici extrem de dură, dar nici cea mai delicată. Zic că merită încercat dacă vrei să dai puțin bani pe un parfum cu piele. Și acum desigur trecem la Spice Bomb-uri, nu știu ce am zis desigur. Spice Bomb Infrared, e originalul Spice Bomb cu ceva fructe roșii în deschidere, tot în concentrație eau de toilette și merge cam pe aceeași idee cu multe, multe condimente. De la asta a început toată treaba. Spice Bomb original, o explozie de condimente. Are și ceva tutun, are și ceva piele, per total mi se pare un parfum foarte bun de toamnă, de iarnă. Totuși, pentru iarnă, parcă se potrivește mai bine Spice Bomb Extreme, care e o combinație de tutun cu vanilie. Nu se duce chiar în zona lui tobacco vanilie, dar e un parfum bun de încercat, plus că fiind în concentrație de parfum, e ceva mai persistent. Și tot ceva mai persistent este și Night Vision Eau de Parfum, doar că nu are atât de mare legătură cu gama Spice Bomb, nu are aceeași explozie de condimente, e mai degrabă un miros fructat dulceag, are în schimb diverse nuci, are inclusiv fistic și o notă de măr caramelizat. Îl am și pe Armaf Limited, de fapt, îl am pe Armaf Club de Nuit Intense Men Limited Edition. Un nume pe care mi-e foarte greu să-l spun. Ideea e că mi se pare că asta e cea mai bună clonă a lor de până acum pentru Creed Aventus, dar tot nu se ridică la așteptări, adică dacă vrei să-l compari direct cu Creed Aventus, vei observa că îi lipsește o anumită delicatețe. Deschiderea e tot destul de sintetică, dar e ceva mai plăcută decât în Eau de Toilette. N-are proiecție la fel de puternică precum Eau de Toilette, dar are persistență mai bună. Yves Saint Laurent Why Eau de Parfum. Știi că îmi place și în continuare îmi place. E o combinație de măr cu salvie, foarte interesantă în vremea puțin mai caldă, dar parcă nu l-aș folosi în caniculă. Aici l-am pe Mercedes-Benz Men Grey. Nu-mi place atât de mult mirosul, dar îmi place sticla. Adică el merită să fie în colecție datorită acestei sticle în formă de cheie de Mercedes. Îl am în continuare pe Nautica Voyage, un parfum pe care am dat la momentul respectiv în jur de 40 de lei. Acum am văzut că stă în jur de 100 și o combinație de tonuri vezi cu ceva tonuri florale și cu măr. Nu e cel mai natural parfum, adică are o pornire clară sintetică, dar pentru prețul său nu poți super foarte mult. Știi, și multă lume a spus că mă înșel, mie îmi place Davidoff Cool Water Aquaman. Ok, zicea cineva că e un miros destul de basic. Așa e, e un miros de citrice cu ceva pipere și ceva note lemnoase. Dar în vremea caldă parfumul ăsta are sens, deși fiind Davidoff nu are cele mai bune performanțe. Și știi cine nu mai are cele mai bune performanțe? Versace Pur Homme, cel puțin pe pielea mea, deși mirosul e foarte reușit, e un miros de gel de duș, e cam ce ți-ai dorit la un parfum de vară. N-am reușit să-l port mai mult de 4 ore, 4 ore și ceva și mi-ar fi plăcut. Diferența față de Davidoff e că acesta e și ceva mai scump. Îl am și pe Al Haramain L'Aventure Night, un parfum care își găsește inspirația în Creed Green Irish Tweed. E una dintre clonele mai bune de Creed Green Irish Tweed. Dar mi se pare că e un parfum fresh care are și o anumită doză de eleganță, deci e genul de parfum pe care îl porți atunci când te îmbraci un pic mai atent în vremea caldă.
Și apoi Versace Man of Fresh, despre care ți-am mai spus că nu e genul de parfum pe care să-l cumpăr din nou, pentru că atunci când mi-l pulverizez pe pielea mea face o reacție ciudată și în primele 15-20 de minute, poate chiar mai mult, nu miroase chiar bine. După aia devine plăcut, e un parfum cu o pornire exotică. L-am și pe Gentleman Only de la Givenchy, un parfum pe care îl găsesc foarte bun și dacă nu l-aș fi avut pe Windwood de la Mancera, ăsta ar fi fost foarte folosit. Mi se pare că cele două seamănă destul de mult între ele. Problema acestuia e că nu are o persistență foarte bună. Givenchy Gentleman Eau de Parfum Boisé, pe de altă parte, este un alt parfum cu iris care îmi place foarte mult. El totuși pune nota de iris un pic mai în spate și dă niște cacao. E un parfum elegant, dar în același timp destul de sexy. Dar o proiecție extrem de puternică, lucru care s-ar putea să deranjeze pe unii oameni. Dar, pe total, e un miros foarte plăcut, seducător. Mi se pare practic o combinație între Dior Homme Intense și D&G The One Eau de Parfum. L-am și pe Ardal Zafaran Dar Al-Hey, un parfum de asemenea arabesc cu porniri foarte europene. Mulți oameni spun că se inspiră din Versace Dylan Blue. Mi se pare că nu e chiar de evident asemănarea, dar nu e un parfum rău deloc. Adică e fresh, un pic dulce, e destul de portabil și evident că nu costă foarte mult. Când îmi doresc să miros alămâie, mult alămâie, îl folosesc pe Eau de Citron Noir de la Hermes, care vine în concentrația Eau de Cologne, ceea ce înseamnă că nu e foarte persistent, dar mirosul de lămâie e foarte credibil în el, o combinație de lămâie cu ceva curat și cu o notă de fum. Uite, un Davidoff care are performanțe mai bune este Cool Water Parfum. Din păcate, împrumută mai mult decât mi-aș fi dorit din Dior Sauvage, făcându-l și un pic mai dulce. Deci se îndepărtează destul de mult de la originea lui Cool Water. Și îți spuneam mai devreme, iată-l și pe Dylan Blue, parfum pe care l-am de mult timp în colecție și pe care o să-l am în continuare. Mi se pare că e generat parfum bun la toate și unii oameni spun că e chiar mai interesant decât Dior Sauvage sau mai bine făcut. Pentru vremea caldă l-am și pe Aqua Esențiale Blue de la Salvatore Ferragamo, un parfum care mi se pare foarte interesant pentru că e un parfum fresh cu o pornire dulce de la o notă de tonka. L-am pe Versace Rose Flame, că sunt mare fan și ăsta va fi premiu și la giveaway, cel puțin pentru primul câștigător. Ideea e că parfumul ăsta e un Versace Eros cu mai multă mandarină și din care s-a scos menta și mărul. Adică păstrează ideea lui Versace Eros, dar se schimbă puțin. Mi se pare cel mai interesant flanker. În contextul în care poți să-ți iei Eros în oricare din aceste trei variante, Eau de Toilette, Eau de Parfum și Parfum, și sunt destul de apropiate unul de celălalt. Acum, dacă ar fi să-mi aleg un preferat, l-aș alege pe Eau de Parfum. Mi se pare că e varianta lui Eau de Toilette un pic mai matură, cu performanțe puțin mai bune. Mi se pare că Parfum nu aduce prea mult la masă, nu la această masă, în general la masă, și din punctul meu de vedere nu știu dacă ar trebui să existe. Perielis, sticla pe care mi-e întotdeauna rușine să o arăt, dar care are un miros foarte plăcut de Acqua di Gio cu ceva scorțișoare și o pornire puțin mai sintetică. Mai trecem pe la arabești cu Rave Oud Nuit, un parfum care nu e rău deloc, parcă își dorește să fi fost făcut de Amouage, deși nu este. Și în perioada rece sau dacă îți plac mirosurile astea mai întunecoase și mai hotărât arabești, e o opțiune bună, cu performanțe de asemenea bune. Și cred eu că cel mai arabesc miros arabesc îl are exact la Tafa Opulent Oud. Combinația aia clasică de oud cu ceva dulce, cu ceva note florale. Ce de spus despre parfumul ăsta e că e genul de parfum pe care atunci când îl folosești te știe tot cartierul. L-am primit de ziua mea și pe parfum de Marley Leighton, care e absolut fantastic. E o combinație de măr cu ceva lucruri fresh și am formularea nouă care este chiar mai fresh, dar care cumva pare să nu și fi pierdut din persistență. Problema lui e că e destul de scump, dar cred că merită încercat. Și dacă vrei să încerci mai multe parfum de Marley fără să îți vinzi neapărat casa,
Îți recomand acest Discovery Set, care are 6 mostre de câte 10 sau chiar 12 ml, cred că 10 totuși. Bine. În fine, tot timpul fac asta. Ideea e că mostrele astea sunt suficient cât să-ți formezi o părere foarte clară în legătură cu parfumul pe care chiar îl vrei de la Parfum de Marley, înainte să te angajezi la o investiție destul de mare. Și aici l-am redescoperit pe Herod, care e un parfum fantastic. Și de asemenea am avut ocazia să-l testez suficient de mult pe Leighton cât să decid că îmi place și că îl vreau. Îl am aici și pe Karl Lagerfeld Puro, un parfum care nu are pretenții foarte mari, adică să vreau un parfum fresh, floral, am văzut că multor oameni nu le place. Nu înțeleg exact de ce, mi se pare ok, ok, nu excelează la performanțe, dar e un parfum fresh cu violet, ceea ce da așa un twist interesant. Acum, nu știu exact ce așteptări aveau alți oameni, dar mie mi se pare că e genul de parfum care miroase ok, pe care poți să-l folosești după sală. În principiu, cred că poți să-l folosești și la sală, deși s-ar putea ca aspectul floral să fie un pic cam mult. Azzaro The Most Wanted. Un parfum dulce, cu caramel. E pe trendul anului ăstuia. Caramel, mult caramel, parfumuri dulci. Și te spus despre el că e persistent, are proiecție bună, așa că dacă îți dorești, asta e un parfum ok. Și să-ți spun sincer, mie îmi place un pic mai mult decât Scandal Puro. Și aici l-am pe Abercrombie & Fitch First Instinct, cu care cred că te-am obsedat în ultima perioadă, pentru că eu sunt puțin obsedat de el, mi se pare un parfum senzațional de mers în vacanță sau de mers la sală, pentru că e un gel de duș cu niște fructe exotice. Am aici niște Jean Paul Gaultier. L-am pe Superman O Fresh, care e un parfum cu vanilie de vreme caldă, nu te așteptai la asta. L-am pe Jean Paul Gaultier Le Mal, un parfum foarte interesant, dar care prin multe reformulări și-a pierdut destul de mult din personalitate, dar în continuare primești, mie mi se pare că miroase a mucenici, sincer să fiu, într-un mod ceva mai masculin. Unul dintre preferatele mele este Ultra Mal, pară cu vanilie și performanțe bune. Deși trebuie să spun că multă lume se plânge recent de performanțele unor sticle și preferatul meu Le Mal Le Parfum. Vanilie, condimente și iris. E un parfum elegant, dar care are o latură foarte clară sexy și e genul de parfum care am rezonat perfect din momentul în care l-am încercat prima oară. L-am aici pe Halloween Menix, un parfum care se deschide fresh și apoi se duce într-o zonă de cafea. Nu e rău deloc, mai ales la prețul său, deși, sincer, eu îl prefer pe Alien Man Fusion. Cu toate astea, cafeaua de aici mi se pare un pic mai cafea. Și cea mai recent obsesie a mea este Ferragamo Spicy Leather. Bun, nu știu ce s-a întâmplat, dar parfumul ăsta mi se pare exact ce trebuie. E fresh și e condimentat și are și un pic de piele. Cumva mi se pare că se pretează în orice moment dacă îți place pielea, dar nu vrei să miroși efectiv a scaun de mașină. Are și persistență bună, deși nu are cea mai bună proiecție, asta pentru că e destul de concentrat din ceea ce privește uleiul. Bine. Treaba asta cu concentrația e oarecum relativă, că producătorii au acest obicei să treacă ce vor pe sticle și apoi să constați concentrația ei. Adică am văzut parfumuri cu 20% trecute ca fiind chiar extract de parfum, cred. Iupom Ice a fost o revelație pentru mine, că mie nu-mi prea place Iupom. Are performanțe bune, dar mirosul nu e ce trebuie. Aici am primit un miros de prună, e mai fructat, are și ceva un pic fresh în el. Mi se pare că e Iupomul care merită încercat. Asta dacă nici ție nu-ți place Iupomul normal. L-am aici pe Calvin Klein Escape, un parfum care de asemenea are mango, dar nu e la fel de evident ca în Ghizada Ambassador. Cu toate astea, nu e rău deloc, mai ales că e ieftin și în vremea caldă funcționează destul de bine. Nu mai are cele mai bune performanțe, că na, e un Calvin Klein pe care ți-l cumperi în 2022. L-am cumpărat pe Paco Rabanne Pixes, un parfum barbershop cu un vibe foarte clar old school. Nu e cel mai bun, nu e cel mai rău, e pur și simplu un parfum pe care să ți-l iei dacă îți place genul ăsta de miros. Deci dacă îți plac mirosurile astea de curat, cu o pornire nostalgică, merită să arunci o privire spre el. Bleu de Chanel Eau de Toilette. Am păstrat exact originalul. Mi se pare că e cea mai bună variantă, în sensul că e cel mai fresh, adică îl voiam pentru vreme caldă. Per total, cred eu că cea mai bună variantă este Eau de Parfum.
Armaf Derby Clubhouse Gold e recent adăugat în colecția mea. Filmasem un video despre el înainte de ăsta, dar am ajuns la 10.000 mai repede. Ideea e că trebuie să spun că e o clonă de Montblanc. Știu, nu te aștepta că cineva să facă o clonă de Montblanc. De Montblanc Legend, doar că sunt potențate notele de măr, de ananas, e ceva mai fructat și în mod surprinzător e și mai persistent. Burberry Touch, un parfum de primăvară, am zis Burberry ca DJ Miles, un parfum de vreme caldă, cu un aspect floral, nu e rău deloc, dar nici nu e cel mai bun parfum pe care îl vei încerca vreodată și performanțele sale sunt, hai zicem, medii. Aici le-am pe Extreme Oriental și Extreme Mucalat de la Louis Varel, două parfumuri arabești făcute în Franța, de fapt asta e ideea, făcute în Franța, se inspiră din zona arabească. Nu sunt rele deloc dacă îți plac parfumurile astea cu pornire arabească, dar cu ceva, dar care să fie ceva mai rafinate. L-am pe Moschino Uomo, un parfum fresh, de asemenea old school, am văzut că multă lume îl găsește cam aspru, dar nu e rău deloc și pe măsură ce avansăm în timp și parfumurile fresh devin mai dulci, ăsta o să aibă tot mai mult sens, adică o să te gândești că așa arată parfumul de vreme caldă al unui pădurar, de exemplu. Mercedes-Benz Intense este o clonă de Dior Fahrenheit și o clonă chiar bună, dar poate ceva mai acvatică, poate un pic mai citrică, cu performanțe oarecum asemănătoare cu originalul. L-am aici pe Halloween Manshot, despre care multă lume îmi spunea că ar fi un locuitor bun de Yves Saint Laurent la Nuit de L'Homme. Din păcate, mi se pare că aroma de aici e dominată de vanilie și că performanțele nu sunt cu mult mai bine. Și am găsit un locuitor mai bun, cel puțin ca stare, doar că nu-l văd acum. Ba da, este vorba despre Trussardi Reflex, o combinație de măr cu piele care îți dă cam aceeași stare ca la Nuit de L'Homme, la un preț mai mic, cred că e cam la același preț cu Shot. Doar că acesta are performanțe mai bune. Cel mai important parfum pe care l-am este Star Wars Darkside de la Lariv. Glumesc, nu e cel mai important parfum pe care l-am, dar l-am luat într-o zi din DM. Și ce mi se pare interesant la ele e că e un parfum pentru copii în concentrație eau de toilette. Și știi ce? E ciudat că are persistență bună, adică are persistență mai bună decât multe alte parfumuri mai scumpe pe care le-am cumpărat, în contextul în care le-a costat vreo 30 de lei. Și da, îl găsești în DM la secțiunea de copii. Îl am aici și pe Armaf Marjan Silver, o clonă de Bleu de Chanel, deși nu e o clonă 1 la 1. Cu toate astea, dacă îți căutai un parfum care să miroasă cam a Bleu de Chanel, dar să nu coste cât Bleu de Chanel, Armaf Marjan Silver e ok dacă poți să treci peste faptul că e destul de ieftin construită sticla. Kaed de la Platafa, e un parfum arabesc ceva mai aerisit, să-i spunem, cu ceva mai multă scorțișoară. Mi se pare unul dintre cele mai îndrăgite parfumuri la Tafa. Și trebuie să spun că, spre diferență de alte parfumuri arabești, i-am găsit câteva întrebuințări în perioada rece. Juicy Couture Dirty English a fost o surpriză plăcută, în sensul că mi se pare un parfum neobișnuit de designer, aș spune chiar că are o pornire spre nișă din punct de vedere al conceptului. Nu miroase ca și cum ar fi un parfum de nișă, dar se duce în direcția aia din felul în care e construit, cu multe lemne, cu mult wood. Atunci când a apărut, cred că a fost o inovație, acum încă se mai fac și alte parfumuri în genul ăsta. Aqua di Gio, nu cred că e nimic de spus despre el. Dolce & Gabbana K Eau de Parfum. Mi-a plăcut extrem de mult parfumul ăsta când l-am luat. Îmi place care nota aia pământie de smochină. E un K mult mai bogat și parcă nu la fel de fresh. Totuși nu e rău deloc și are și performanțe bune. Dar trebuie să iei în calcul că deschiderea aia cu smochină nu e chiar pe gustul oricui. Aqua di Gio Profumo. Cel mai bun Aqua di Gio, zic eu. O experiență interesantă de vreme caldă. E bun și în situații casual, dar cred că cel mai bun e atunci când te îmbraci ceva mai elegant. De asemenea, e cel mai persistent Aqua di Gio. Oud Malky de la Kate of London. A fost o surpriză plăcută pentru că nu miroase arabesc, nu arată ca un parfum arabesc și stă destul de bine pe pielea mea. Totuși, nu e chiar mirosul meu preferat, dar îl am în continuare.
tot arabești sunt și Wood for Glory și Badalud Amethyst. Amândouă își găsesc inspirația la Initio, ăsta în Wood for Greatness și ăsta în Atomic Rose. Ambele sunt parfumuri destul de bune și fac parte din colecția la Tafa aia mai premium, așa că s-au chinuit un pic mai mult la ele. Acum nu-ți voi spune că sunt unul la unul cu Initio, dar pentru cât dai pe ele, fac o treabă onorabilă. Aici este Chanel Allure Homme Sport. Am obosit, nu sper să le termin de zis pe toate. Ideea e că parfumul ăsta miroase foarte bine, dar pe pielea mea nu persistă. Asta e motivul pentru care nu vorbesc prea mult despre Chanel Allure Homme Sport, că am văzut că pe mulți oameni parfumul ăsta persistă și nu vreau să spun că nu e un parfum persistent și să nu-l iei din cauza mea. Am aici două ajmal, Blue și Kuro. Kuro e inspirat din Dior Sauvage, Blue nu știu din ce e inspirat, dar îmi place. E o combinație de note florale, note proaspete și ceva pepene roșu. L-am luat și pe Narciso Rodriguez For Him Eau de Parfum, eu crezând că îl iau pe Bleu Noir Eau de Parfum. Ideea e că ăsta are un miros ceva mai old school, e o combinație de mosc cu ceva note florale și am văzut de multe ori pe net că oamenii spun că miroase oarecum a asfalt ud. Și cred eu că până nu-ți impui că miroase asfalt ud, nu miroase chiar asfalt ud. Miroase mai degrabă acurat, în stilul anilor 80-90. Yves Saint Laurent Y Le Parfum. Nu e preferatul meu, am înțeles ce au vrut să fac aici, dar mi se pare că nu are proiecție foarte bună și parcă și din punct de vedere al persistenței, Eau de Parfum stă un pic mai bine. E drept că acesta e un pic mai elegant și are și ceva din Ultramal de la Jean Paul Gaultier în el, dar cu performanțe un pic mai slabe, nu m-a convins. Am aici două parfumuri de 88 ml fiecare de la Korloff. Există Korloff in White, care este și el un fel de clonă de Creed Green Irish Tweed și există apoi Korloff Silverwood, care e un parfum neașteptat de bun. Neașteptat de bun, dar în același timp destul de ciudat. Adică prima oară când îl miroși se arată să pară cam întunecos, are o notă de smochină cu o pornire ușor pământească. Mi-a spus cineva că miroase a bocanciuzi. N-am simțit asta, dar mi se pare că este genul de parfum pe care dacă ajungi să-l îndrăgești la un moment dat, are foarte mult sens și te scoate în evidență. Dar trebuie să ajungi totuși să-l îndrăgești, s-ar putea să n-ajungi în punctul ăsta niciodată. Guess Night, l-am cumpărat tester, de asta n-are capac, l-am cumpărat pentru că unul dintre parfumiri era Francis Curgeon, trebuie să spun că nu mă dă pe spate în niciun fel, adică mă așteptam la ceva creativ, mai ales că băiatul ăsta a făcut și Le Mal și Ultramal, aici ai de face cu un parfum relativ fresh, nici nu știu dacă aș spune Night, dar care nu face mare lucru, e ok și atât. Mont Blanc Emblem Intense. L-am cumpărat recent fără să știu cum miroase, trebuie să spun că e destul de interesant. E oarecum asemănător cu Legend Intense, care era un fel de Invictus. E un parfum dulceag, cu o pornire ușor fresh, care pralucă, i-a plăcut foarte mult. Eu încă mai decid asupra lui, dar nu e rău deloc, adică mai ales dacă îl găsești la un preț bun, cred că are sens. Biblos Fusion a fost o surpriză interesantă, tot recentă, un parfum fresh cu citrice, piper și zic ei niște ud. Udul nu e foarte prezent, dar poate îi dă o bază un pic mai lemnoasă, mai puternică, ușor dulceagă. În schimb, este într-adevăr un parfum perfect de vreme caldă. Am o sticlă foarte mică de Ambre Nuit de la Dior, foarte mică. Și o sticlă un pic mai mare de Spice Blend, tot la Dior. Parfumul ăsta chiar este impresionant. E o combinație de condimente, dar făcută foarte bine, foarte delicat. E un parfum unisex, dar pe care un bărbat cred că poate să-l folosească cu ușurință. Sper că eu îl tot folosesc. Și zicea cineva de o comparație cu un Spice Bomb și mi se pare că nu despre asta e vorba. Adică da, e adevărat că sunt condimente, dar parcă aici nu sunt atât de explozive. E mult mai potolit din punct de vedere și parcă un pic mai sexy. Am aici niște mostre de la Best Smeller. E un lucru pe care îl mai fac uneori când nu știu parfumuri, îmi iau mostre, nu-mi place să cumpăr parfumuri blind. Bine, îmi place să cumpăr parfumuri blind, dar când am ocazie să le încerc înainte, de ce nu? Și așa că pe gama de parfumuri pe care le găsești la Best Smeller, tind să încerc înainte. Aici am câțiva mililitri de Date for Men de la Jeremy Fragrance, care nu e chiar parfumul meu de suflet. În schimb, Black Tie for Men mi se pare senzațional. E un parfum dulce, sexy, care are extrem de multă piele totuși. E
Acum, dacă stau bine să mă gândesc, cred că asta era o alternativă bună la Philip Line No Limits, dar parfumul ăsta are o problemă, costă foarte mult, adică atunci când s-a lansat era 400 și ceva de euro, nu o sticlă întreagă. Una peste alta, e un parfum foarte bun și foarte persistent, dar nu știu ce să zic de preț. L-am aici pe Acqua di Parma Colonia Club. Băi, am uitat cum se numește. Acqua di Parma Colonia Club. Un parfum cu multă mentă. Și despre asta se spune că are ceva legături cu Creed Green Irish Tweed, dar mie mi se pare că e ceva mai potolit, mai curat, dar nu și mai elegant. Oricum, e unul dintre parfumurile mele preferate de vreme caldă și trebuie să spun că îmi place el, că îl pulverizez în caniculă și simt așa cum se evaporă și îmi răcorește pielea. Aici l-am pe Acqua di Parma Mandorlo di Sicilia, care nu e chiar preferatul meu pentru că are multă migdală. Mi se pare că miroase ca un desert, ca un cremșnit cu migdale. Da, știu că nu sunt cu migdale în cremșnit, dar în mintea mea e un cremșnit cu migdale. Și asta pentru mine îl face mai greu de purtat. L-am pe Etat Libre d'Orange You or Someone Like You. Un parfum de asemenea cu mentă, foarte fresh, tonuri verzi, ceva tonuri florale, bun pentru zilele calde și unul dintre preferatele mele. Dior Sauvage Eau de Toilette, în care mai am foarte puțin, lucru care mă neliniștește teribil, că am sticla asta de ceva timp și probabil că acum în noile formule nu va mai fi la fel de bun. Dunhill Century, ăsta e un parfum care chiar îmi place, e neobișnuit, are în el neroli, miroase acurat, dar mai are și niște tonuri verzi, e cumva neașteptat, mai ales că toată sticla asta de 125 de ml, dacă nu mă înșel, 135 chiar, costă un pic peste 100 de lei. O altă preferință de-a mea în acest an a fost Dior Sauvage Elixir, care n-ar trebui să numească Sauvage, dar este un parfum, zic eu, foarte bun, pentru vremea rece, e drept, cu performanțe bune. Asta înseamnă că la persistență e foarte puternic, la proiecție pe mine cel puțin nu e așa monstruos, dar îmi spun unii oameni că pe ei e ce trebuie. Pe Banana Republic Cordovan nu știu exact de ce îl mai am, e genul de parfum care te dai când termini cu dușul și mai miroși până ieși din casă. Miroase acurat, miroase plăcut, dar din păcate nu persistă deloc. L-am în continuare pe Yup Om Eau de Parfum, care e un fel de originalul Yup Om, ceva îndulcit cu niște alune, are totuși ADN-ul originalului Yup Om, așa că nu e chiar preferatul meu. L-am pe Discord Wood, care îmi place, e o explozie de citrice, are un pic de lemn, îmi spunea cineva că miroase odorizant auto, mi se pare că e un pic mai bun de atât, dar nu e un parfum foarte ambițios din punct de vedere al creației, adică e citric și fresh, totuși are performanțe bune. Silver Scent Deep de la Jacques Bogart e un Silver Scent Pure cu vanilie și cu ceva alune, adică e varianta de vreme mai rece, dar în care vei găsi în continuare, zic eu, Fanta Madness. The Pride of Armaf e inspirat tot din Dior Sauvage, deci cu asta se mândresc. Eu cred că ar fi trebuit să mândrească cu Club de Nuit Intense Men. Uite, un parfum interesant este Jazab Silver, tot de la Ardal Zafaran, e inspirat din Acqua di Gio Profumo. Și dacă nu se va mai produce Acqua di Gio Profumo, s-ar putea să vrei să-l iei pe ăsta în calcul. Ok, nu e la fel de rafinat, poate calitatea nu e în același loc, dar și prețul e considerabil mai mic. L-am apoi și pe Dracar Noir și nu mă așteptam să-mi placă atât de mult. L-am primit cadou de ziua mea de la un prieten și s-a potrivit bine pentru că unii oameni spun că Dracar Noir stă la baza ideii lui Sauvage Elixir. Ok, pot să văd o asemănare, dar cele două parfumuri nu au foarte mare legătură. Oricum, pentru un parfum fresh, cu o notă ușor nostalgică, nu-i rău deloc. Adică mi-a plăcut atât de mult încât am și un Dakar, care e o clonă arabească pentru Dracar Noir. Am niște parfumuri de la Vioris. Multe parfumuri de la Vioris. Ele sunt parfumuri făcute în România cu prețuri destul de mici, adică fiecare dintre sticlele astea au costat până în 70 de lei. Eu zic că merită să arunci o privire înspre ele, mai ales că susții pe cineva care produce parfumuri în România. Îl am pe Diesel Zero Plus Masculin, pe care un prieten mi l-a recomandat pentru că are multă scorțișoară, ceea ce e adevărat. Am văzut totuși că reacțiile el sunt destul de negative. Nu pot să spun că îl urăsc din tot sufletul. Nici nu o să ajungă prea curând parfumul meu preferat, dar nici nu mai așteptam ca lumea să fie, wow, ce e asta? Și l-am și pe Diesel
plus plus masculin, care e o variantă mult mai fresh, fără scorțișoară sau dacă are mult mai puțină, cred că acesta e chiar mai purtabil. Adică pe ăsta chiar cred că lumea l-ar purta. L-am pentru Sardi Uomo, de care ți-am mai spus, e un parfum cu miros de gel de duș și cu ceva piele, deci are și un plus ceva mai elegant. Pe Dolce & Gabbana The One, în varianta Eau de Toilette, nu mai am Eau de Parfum, ăsta are performanțe mult mai slabe. Mirosul e aproape acolo, dar parcă e ceva mai puțin intens, ce nu cred că e o surpriză. Mai am niște Azzaro Purom. Anul trecut aveam vreo 8, acum mai am vreo 4. Am păstrat pe alea care mi se păreau cele mai interesante și am scăpat de, adică l-am scăpat, nu-l mai am pe cel cu Penotti Leather, pentru că deja aveam multe alte opțiuni mai bune cu piele. Îl am pe Pepe Jeans Celebrate for Men, sau cum îi zic unii oameni, Not to be Taken. Parfumul ăsta m-a surprins plăcut prin miros. Miroase ca un cocktail, apoi evoluează spre ciocolată. Problema lui e că n-are cele mai bune performanțe, dar chiar și așa cred că merită încercat dacă îl găsești la un preț corect. Am câteva parfumuri de la EC Parfum, care se ocupă cu reproducerea unor parfumuri pe care le știi și de multe ori fac niște clone destul de bune, cel puțin la Sauvage. La Sauvage am găsit cea mai bună clonă chiar la ei. Apoi l-am pe Kenzo Jungle, cu care efectiv nu știu ce să fac. Nu-mi place, pe pielea mea nu miroase deloc ok și da. Doi Bad Boy, Eau de Toilette și Eau de Parfum. Eau de Parfum, în fine, Eau de Parfum e preferatul meu, clar. Mi se pare că într-adevăr miroase a Bad Boy, având o notă de cannabis și de piele. Am un Discovery set de la Nicolai, cu destul de multe arome. Foarte interesant ce se întâmplă. De această dată sunt 12 mostre de 1,5 ml. Băi, nu mai pot să vorbesc. Și am păstrat pentru final pe Paco Rabanne 1 Million. Dar motivul pentru care l-am păstrat e că l-am primit recent. Și o să zici, bun, și de ce ți-ar face ție cineva cadou un 1 million? Bine, răspunsul e că mi l-a făcut cadou un prieten și ce e interesant la el e că parfumul este din 2009, cam pe acolo, 2008-2009, și asta îl face să fie, să zicem, 1 million vintage. Nici măcar nu a fost pulverizat până acum, dar e destul de apropiat de o formulare ceva mai originală cu performanțe mai bune și îl țin așa pentru colecție, nu cred că o să-l pulverizez niciodată. Și cu asta s-a încheiat videoul despre colecția mea de parfumuri, sper că ți-a plăcut, știu că m-am bălbâit de câteva ori, sper să nu te deranjeze de mult asta. Nu uita de giveaway, să te înscrii printr-un comentariu. Îți mulțumesc că ai fost alături de mine până acum, cu toate videourile, până la 10.000 și că m-ai suportat și te aștept să ne vedem în videoul următor.